Salutare lume, Axel aici și astăzi vin cu review-ul rucsacului Case Logic SLRK-206. Am cumpărat acest rucsac cam acum 2-3 săptămâni, dacă nu greșesc, și l-am folosit la o chestie mai serioasă, dacă putem să spunem așa, atunci când am urcat pe vârful Ciucaș, pe muntele Ciucaș, și l-am folosit ca să-mi car echipamentul foto, nu tot echipamentul, mi-am luat doar camera foto, un Canon 600D cu obiectivul Sigma 31-8, plus pe lateral mai pusesem și trepiedul Manfrotto, nu mai știu cât, aveți link în descriere către tot echipamentul pe care îl folosesc și acolo aveți exact numele la produse și link-ul către ele și unde puteți să verificați prețul produselor și așa mai departe. Dar în timp ce vorbesc eu, sigur vor fi cadre cu rucsacul desfăcut și cum arată el umplut cu tot echipamentul pe care îl folosesc. Acum, de ce am ales Case Logic SLRK Kratimer 206? Citisem păreri foarte bune despre el pe internet și ca preț mi s-a părut un rucsac foarte bun. Până acum să vă arăt ce foloseam. Foloseam acest rucsac de la Samsonite, care și el are vreo 3 ani, cred. L-am primit atunci când am intrat în echipa Samsung Mobilers, România. Și credeți-mă că l-am folosit foarte intens, adică de 3 ani. Nu știu dacă a trecut vreo zi în care nu l-am folosit. Mă duceam cu el la facultate, mă duceam cu el la sala de sport, l-am luat ca bagaj de mână pe avion când am avut nevoie și mi-am cărat în el laptopul, pentru care la interior, nu știu dacă se vede, are să-ți pui laptopul, plus câteva găuri, sertare, umerașe, cum vreți voi să-i spuneți. Pentru diferite lucruri, dar nu era chiar așa de bun pentru echipamentul foto, pentru că dacă deschid Case Logic-ul, veți vedea că are la interior tot felul de bureți care pot fi aranjați. Uite, asta se poate, oricare dintre bureți se poate scoate și muta, se fixează cu Sky, poți să-l pui să-l muți și îl modifici cum vrei tu. Și din câte am înțeles, poate să bagi înăuntru, poți să bagi înăuntru camera cu un obiectiv mai mare. Spre exemplu, eu mă gândesc că am să-l folosesc așa. Va fi camera deasupra cu un 1755 f2.8 de la Canon, cu Sigma 30 care îl folosesc acum și cu un Tokina 1116 2.8. Ăsta este setup-ul la care mă gândesc eu să-mi fac. Plus un zoom H1, plus o lavalieră, un microfon, plus nimicuri ca carduri care le pui aici. Are aici câteva compartimentări foarte mișto și aici e semi-transparent și aici îmi țin cardurile. Așa, mai are încă un setar aici unde țin cablurile. Am un prăjitor mufă jack de la 3,5 mm, mamă, tată, plus un cablu USB OTG care îl folosesc să controlez camera de pe telefon cu aplicația DSLR Controller care merge pentru camere foto Canon și din păcate este doar pentru Android, dar este o aplicație foarte mișto. După aceea, cum am spus, aici este compartimentat foarte bine și hai să vedem câți bureți despărțitori de genul. Ai doi mari și să ridic mai sus, vedeți, 1, 2, 3, 4 bureți mici. Și aici îmi țin un mini trepied, să-l scot. Așa, aici țin mini trepied și microfonul Rode VideoMic. Și aici mai este un sistem cu suspensii, nu știu, cred că o să vedeți voi mai bine când vă arăt filmările cu rucsacul.
folosești acest sistem de suspensie și că ai băgat camera pe aici și stă mai bine, dar nu l-am folosit niciodată pentru că, nu știu, nu l-am găsit așa util. Și mai este și faptul că plăcuța pe care o folosesc pentru trepied, la capul 502 HDV, parcă, sau 501, cum am spus, vă uitați în descriere, că am uitat acum, chiar nu mai țin minte, este un pic mai lungă și nu prea încape, așa că am renunțat la sistemul ăsta de suspensie. Să-l pun la loc. Așa. Și la interior, camera stă foarte bine, tot echipamentul stă foarte bine și, cum am spus, mă gândesc că setup-ul la care vreau să ajung va încăpea lejer aici. Și la exterior, ai pentru partea frontală două fermoare, care mie mi se pare destul de rezistent fermoarul ăsta care este folosit. Și mișto că ai aici două cleme sau cuscai despărțitoare sau care opresc, opritoare, și poți să le pui aici și deschizi doar partea de sus și zicem că ai acces, scoți doar camera de aici și nu trebuie să desfaci tot spatele ca să ai acces la cameră. În partea din față mai ai un buzunar și aici un buzunar frontal, unde îmi țin încărcătorul la cameră. Așa. Plus niște alte buzunare unde pot să pui diferite lucruri. Și nu, mi se pare foarte bine securizat și, cum am spus atunci când am urcat pe munte cu el, nu am avut la mine tot echipamentul, dar am cărat camera, trepiedul pe lateral, plus mâncare și apă, lucruri care mai ai nevoie când urci pe munte. Și l-am cărat în spate cam, nu știu, de la 10 dimineața până la 4 după amiaza, vreo 6-7 ore tot l-am cărat și n-am avut nicio problemă, chiar a fost foarte confortabil. Pe laterala stângă ai un loc unde poți să fixezi un trepied și, cum am zis, am folosit trepiedul mai mic pe care l-am. Și am încercat și cu trepiedul mai mare, merge, dar este destul de greu, are în jur de 5 kg. Iar trepiedul mic are în jur de 1,2 kg și trage într-o parte și, în plus, să fiu sincer, nu aveam de gând să car în spate 5 kg de fier pentru... Nu se merita, adică nu știu, dacă mă plătea cineva să fac asta și era un job plătit, ok, mă descurcam, dar așa pentru hobby nu a meritat efortul. Și să fiu sincer, nici nu am folosit așa mult trepiedul. Și în lateral, la dreapta, mai ai un buzunar. Și aici tot cu câteva locașuri unde poți să pui lucruri. Eu, de exemplu, aici mi-am pus telefonul cât am urcat pe munte și nu am avut nicio problemă. Și mai ai aici o chestie care se spune că ai putea să găsi ceva, dar n-am folosit-o. Și ce este mișto la rucsacul ăsta este că fundul este făcut dintr-un plastic tare și mereu când l-am așezat jos, de exemplu, urcam pe murte, l-am pus pe iarbă umedă, nu a avut nicio problemă, nu s-a udat la interior și mereu stătea drept, nu trebuia să-l sprijin de ceva. Pe spate ai trei perne destul de groase și, cum am spus, confortabil la urcare, l-am avut în spate vreo 5-6 ore și nu am avut nicio problemă și, să spunem că era umplut la maxim, adică aveam vreo câteva conserve de mâncare, niște haine, niște tricouri de schimb, camera cu trepiedul, niște sticle de apă, deci era umplut cât de cât ok. Zicem că aveam în spate vreo 5 kg, 6 kg. Fără greutatea rucsacului, doar ce căram în ea. Și benzile care le pui pe umeri sunt și ele destul de confortabile. Aș fi vrut să fie un pic mai groase, dar e ok, nu m-a deranjat, n-am avut probleme. Și acum, ce să spun, mereu când am căutat informații despre rucsac pentru camere foto, video, multă lume a spus că este ceva
foarte subiectiv, pentru că un rucsac se poate așeza foarte bine pe cineva, dar pe altcineva nu poate să se așeze de bine. Nu știu, este ca la încălțări. Poate o mărimea este bună, dar forma pantofului nu este confortabilă pentru tine. Și legat, na, ce aș fi vrut să mai aibă, ar fi fost mișto. Ah, stați că nu v-am arătat. Ah, și mai aici un locaș pentru laptop. Poți să pui laptop aici. Și mă gândesc că încape lejer unul de 15. Al meu este 15. Nu l-am băgat. Sau, ba da, l-am pus și am încercat. Am căput foarte bine. Și mă gândesc că ar putea să încape și unul de 17. Dar să fie mai subțire. Să nu fie unul de gaming care are dimensiuni diferite în capete. Așa. Și ce aș fi vrut să aibă acest rucsac, a fost mișto că ar avea o husă de ploaie care să-l protejeze. Când am urcat pe munte am prins o ploaie, dar nu prea poți să-i spui că a fost ploaie, pentru că a picurat foarte puțin și nu, n-a intrat deloc apă, dar în caz că prinzi o furtună mai serioasă, o ploaie mai serioasă, nu știu dacă ar fi impermeabil. Și nici cei de la Case Logic nu spun că ar fi impermeabil, deci nu m-aș băga cu el la vreme mai agresivă. Păi, cam atât pentru astăzi despre rucsacul Case Logic SLRK Cratimă 206. Acum este o perioadă mai aglomerată pentru mine și știu că videourile vin mai greu, dar termin și eu acum anul 4, am de dat licența, mai câteva examene care trebuie să le iau, plus câteva care o să vină acum și este o perioadă mai aglomerată pentru mine. Dar stați prin zonă, pentru că atunci când voi avea liber, voi încerca să fac un video pentru voi. Și întotdeauna mă găsiți pe Facebook sau Twitter, mai postez pe acolo diferite lucruri interesante. Așa că ținem legătura pe toate rețelele sociale. Noi ne vedem pe data viitoare. În caz că v-a plăcut, apăsați pe like, abonați-vă în caz că vreți să mai mă vedeți și lăsați un comentariu mai jos cu, nu știu, ce video ați vrea să vedeți. Nu știu, am câteva idei care trebuie să le fac, dar trebuie timp. Cum am spus, mulțumesc că m-ați urmărit și noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa! Do 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 do